Salut, mă, băieți și fete, și bine v-am regăsit la o nouă poveste pe acest canal. Înainte de a începe videoclipul, nu uitați să dați un share, follow pe Instagram, la Gasca Ian, Ian Gasca pe Facebook, like la pagina de Facebook Ian Gasca 92, da? Să lăsați părerile voastre în comentarii la finalul videoclipului. După cum ați văzut și din titlu, astăzi o să facem o poveste nouă, și anume cum mi-am spart sticla de protecție la telefon. De fapt, cum mi-am zgriat sticla de protecție la telefon. Bun. Să începem. Eram la liceul teoretic Mihai Eminescu. Eram în clasa 12-a și am ieșit pe hol. Eram la al patrulea etaj, acolo sus, pe hol. Am cu un prieten, am zis să intrăm pe o aplicație. Și când am intrat pe aplicația aia, i-am dat prietenului să mă ajute. Bun. M-a ajutat, a intrat pe acea aplicație, după care să mi-l dea. L-a aruncat în sus. Eu nu l-am prins și a căzut cu camera de filmat în jos, adică cu unii bateria cu acea, cum se spune, unde se astupă bateria, este așa ca un căpăcel, așa cu căpăcelul acela. Și a afectat un pic sticla de protecție, puțin, a fost zgriată. Nu-i chiar grav, dar eu între timp am schimbat-o, dacă ați văzut în calitatea videoclipului de pe canal Iar Gâscă 2001. Puțin am modificat-o, să zic așa. Și iese că am schimbat acea sticlă de protecție. Și cam asta a fost povestea. A fost o poveste scurtă, nu a fost cine știe ce. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să pușiți butonul ăla de like și de subscribe. Dacă sunteți noi și n-ați apăsat pe butonașul de subscribe, vreau să o faceți acum. Și vă mulțumesc pentru suma de 63 de subscriberi. Și înainte să închei videoclipul, vreau să vă spun că săptămâna aceasta o să vină mărciurile cu Ian Driver. Așa că vă aștept să vă abonați ca să nu pierdeți acele clipuri, să vă arăt mai exact despre mărciuri cu Ian Driver. Cam acesta a fost videoclipul de azi. Eu am fost Ian Driver și ne revedem în video următor. Pa, pa!